Sunt discuții legate de cota unică la care PNL nu are cum să renunțe, pentru că asta este filozofia noastră economico-bugetară. Cei de la PSD au anunțat cotă progresivă, la fel chestiuni care țin de egalitarism, de sunt chestiuni teologice. Ave. Taxarea Marilor Averi în Franța, de exemplu, a scos din țară 1720 de averi în momentul când președintele Hollande a făcut acest lucru, i-a dus spre Olanda și spre Belgia, Belgia. și inclusiv, și, a, exact, iar inclusiv cel mai bogat uh, francez, uh, Arnaud, cel care deține LVMH și Imperiul LVMH, a plecat din Franța și Franța a pierdut după această măsură. Deci trebuie văzute, pentru că chestiunile egalitarisme țin de o altă perioadă, țin de comunism. Noi Trăim în capitalism. Trebuie să gândim extrem de clar, sigur, să avem uh, grijă de cei neboiați, să venim cu măsuri, dar în același timp să sprijinim mediul de afaceri, să venim cu măsuri pentru uh, companii.